O săptămână plină de activități culturale educative la Centrul Cultural Aurel Stroie din Bușteni. În cadrul stagiunii muzicale 2014, iubitorii muzicii clasice au avut parte de un recital la patru mâini, susținut de pianiștii Adina Cogrâceanu și Ian Darrell Jensen din Statele Unite ale Americii, în cadrul căruia au interpretat lucrări celebre semnate de Mozart, Wagner, Dvorak sau Brahms. Evenimentul organizat în colaborare cu Filarmonica George Enescu și UNIMIR, Uniunea Muzicienilor Interpreți din România, va fi reluat și la Sala Mică a Ateneului Român. Iubitorii de cultură vor avea parte însă, la sfârșitul săptămânii, de încă trei evenimente notabile. Avem trei evenimente importante, începând de la orele 17. Avem o expoziție de gobelen. Este un moment fericit pentru noi, pentru că suntem în apropierea sărbătorilor pascale. Prietenii noștri de la Ploiești, de la Expo Gobelen, vin cu foarte multe lucrări, icoane și flori. Urmează prezentarea și lansarea unui volum al colegului nostru, profesorul Grigore Golubanu, intitulat Ardere. El este însoțit și de o grafică foarte interesantă, iar după aceea vom merge la recital. Avem un recital de liduri cu familia Manolanu, Bianca Manolanu sopran, Remus Manolanu pian. Recitalul Cele mai frumoase cântece, susținut de familia Manolanu, la sfârșitul săptămânii va cuprinde liduri ale unor compozitori celebri, cum ar fi Antonin Dvorak, Leo Delibes sau Sergei Rachmaninov, pe versuri ale unor poeți la fel de celebri ca Alfred Musée, Charles Baudelaire sau Alexander Pushkin. Iar pentru că această săptămână a fost una altfel, în sălile modernizate ale Centrului Cultural Aurel Stroie, elevii au avut parte de o serie de activități interesante. Zeci de copii din stațiunile Bușteni și Azuga au deslușit tainele seriei de jurnalist și au cunoscut îndeaproape istoria calculatorului. Săptămâna școală altfel, să știi mai multe, să fii mai bună. Asociația noastră împreună cu Centrul Cultural Aurel Stroie din Bușteni a propus copiilor din Bușteni și Azuga două activități. O activitate de istoria calculatorului și cealaltă este de jurnalist pentru o zi. Astăzi copiii au fost prezenți din școala Nestor Ureche și Cezar Petrescu, însoțiți de doamnele învățătoare, iar pe teren, la celelalte activități, avem prezenți copiii înscriși la cercul de jurnalist pentru o zi. Pe lângă activitățile desfășurate în cadrul săptămânii altfel, elevii de pe Valea Prahovei au la dispoziție pe tot parcursul anului și cursuri gratuite de desen, pian sau dansuri.